Bună dimineața! Astăzi vom citi capitolele 8 și 9 din a doua carte a regilor. Vom afla despre Ioram, Ahazia, Jehu și Izabela. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. 2 Regi 8. Femeia șunamită este repusă în drepturi. Elisei îi zisese femeii pe al cărui fiul înviase: ridică-te și pleacă împreună cu familia ta și locuiește pe unde vei putea, pentru că Domnul a hotărât să vină o foamete de 7 ani peste țară și ea a și început. Femeia a făcut îndată așa cum îi spusese omul lui Dumnezeu. A plecat împreună cu familia ei și a locuit în țara filistenilor timp de 7 ani. La sfârșitul celor 7 ani, femeia s-a întors din țara filistenilor și a venit să-i facă regelui o rugăminte pentru casa și pământul ei. Regele tocmai vorbea cu Gehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, și îi zicea: vorbește-mi, te rog, despre toate realizările lui Elisei. Chiar în momentul în care Gehazi îi istorisea regelui cum a înviat Elisei un mort, iată că a intrat femeia pe al cărei fiul înviase Elisei, ca să facă o rugăminte regelui pentru casa și pământul ei. Și Gehazi a zis: o, rege, stăpânul meu, aceasta este femeia despre care vorbeam și acesta este fiul ei care a fost înviat de Elisei. Regele a întrebat-o pe femeie și ea i-a istorisit totul. Apoi regele i-a dat un demnitar zicându-i: să îi se înapoieze tot ce a fost al ei, împreună cu tot venitul pământului ei, din ziua în care a părăsit țara și până acum. Hazael ajunge rege al Aramului. Elisei a venit la Damasc. Ben-Hadad, regele Aramului, era bolnav. L-au înștiințat zicând: a venit omul lui Dumnezeu aici. Regele i-a zis lui Hazael: ia cu tine un dar, du-te, întâlnește-te cu omul lui Dumnezeu și întreabă-l pe Domnul prin el, zicând: mă voi vindeca de boala aceasta? Hazael s-a dus să-l întâlnească și a luat în mâna lui un dar și tot felul de bunuri ale Damascului, încărcate pe 40 de cămile. Când a ajuns la Elisei, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: fiul tău, Ben-Hadad, regele Aramului, m-a trimis la tine să întreb: mă voi vindeca de boala aceasta? Elisei a răspuns: du-te și spune-i, sigur te vei vindeca, deși Domnul mi-a arătat sigur că va muri. Apoi și-a țintit privirea spre Hazael și a rămas așa până când acesta și-a pierdut răbdarea. Și omul lui Dumnezeu a plâns. Hazael a întrebat: de ce plângi, stăpânul meu? El a răspuns: pentru că știu răul pe care îl vei face fiilor lui Israel. Vei da foc cetăților lor întărite, îi vei ucide cu sabia pe tinerii lor, îi vei tăia în bucăți pe copiii lor și le vei spinteca pe femeile lor însărcinate. Hazael a zis: dar ce este slujitorul tău, câinele acesta, ca să facă un lucru așa de mare? Elisei a răspuns: Domnul mi-a arătat că vei fi regele Aramului. Apoi Hazael a plecat de la Elisei și s-a întors la stăpânul său. Acesta l-a întrebat: ce ți-a spus Elisei? El a răspuns: mi-a spus că sigur te vei vindeca. Dar a doua zi, Hazael a luat o pânză netedă și, după ce a înmuiat-o în apă, a întins-o pe fața regelui, care a murit. Și în locul lui a domnit Hazael. Domnia lui Ioram peste Iuda. În al cincilea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israel, în timp ce Iehoșafat era rege al lui Iuda, a început să domnească Ioram,
fiul lui Iehoșafat, regele lui Iuda. El era în vârstă de 32 de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de 8 ani. El a umblat pe calea regilor lui Israel, făcând ce este rău înaintea ochilor Domnului, așa cum a făcut familia lui Ahab, căci soția lui era o fată a lui Ahab. Totuși, Domnul nu a dorit să distrugă Iuda datorită lui David, slujitorul său, fiindcă îi promisese că îi va da pentru totdeauna o lumină lui și urmașilor lui. Pe vremea lui Jehoram, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și și-a numit propriul său rege. Atunci, Ioram a trecut în Țair împreună cu toate carele lui. El s-a sculat noaptea și l-a învins pe Edom, care îl înconjurase pe el și pe conducătorii carelor. Însă cei din popor au fugit la casele lor. Edom s-a răsculat mereu împotriva stăpânirii lui Iuda până în ziua aceasta. Tot în acea perioadă s-a răsculat și Libna. Celelalte fapte ale lui Ioram și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor regilor lui Iuda? Ioram a adormit alături de strămoșii săi și a fost înmormântat alături de strămoșii săi în cetatea lui David. În locul său a început să domnească Ahazia, fiul său. Domnia lui Ahazia peste Iuda. În al 12-lea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israel, a început să domnească Ahazia, fiul lui Jehoram, regele lui Iuda. Ahazia era în vârstă de 22 de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de un an. Numele mamei lui era Atalia, o nepoată a lui Omri, regele lui Israel. Și el a umblat pe calea familiei lui Ahab, făcând ce este rău înaintea ochilor Domnului, la fel ca familia lui Ahab, fiindcă era căsătorit cu cineva din familia lui Ahab. El a mers la război cu Ioram, fiul lui Ahab, împotriva lui Hazael, regele Aramului, în Ramotul Giladului. Acolo însă arameii l-au rănit pe Ioram. Regele Ioram s-a întors în Israel ca să se vindece de rănile pe care i le făcuseră arameii la Rama în timpul luptei cu Hazael, regele Aramului. Atunci Ahazia, fiul lui Jehoram, regele lui Iuda, s-a dus în Israel ca să-l vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, deoarece acesta era rănit. 2 regi 9. Jehu uns rege peste Israel. Profetul Elisei l-a chemat pe unul dintre fiii profeților și i-a zis: Înfășoară-ți brâul în jurul mijlocului, ia această sticluță cu ulei și du-te în Ramotul Giladului. Când vei ajunge acolo, caută-l pe Jehu, fiul lui Jehoșafat, fiul lui Nimși. Intră, ia-l dintre frații lui și du-l într-o cameră separată. Ia apoi sticluța cu ulei și toarnă uleiul pe capul lui zicând: Așa vorbește Domnul, te ung rege peste Israel. După aceea, deschide ușa și fugi fără să te oprești. Tânărul profet a plecat spre Ramotul Giladului. Când a ajuns, căpeteniile armatei stăteau împreună. El a zis: Căpetenie, am un mesaj pentru tine. Pentru care dintre noi? A întrebat Jehu. Pentru tine, căpetenie, a răspuns el. Jehu s-a ridicat și a intrat în casă. Tânărul i-a turnat uleiul pe cap și i-a zis: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Te ung rege peste Israel, poporul Domnului. Să distrugi familia lui Ahab, stăpânul tău, ca astfel să răzbun sângele slujitorilor mei, profeții, și sângele tuturor slujitorilor Domnului vărsat de Izabela. Va pieri toată familia lui și voi nimici în Israel pe orice bărbat al lui Ahab, fie sclav, fie liber. Voi face familiei lui Ahab așa cum am făcut familiei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și așa cum am făcut familiei lui Bașa, fiul lui Ahia.
câinii o vor devora pe Izabela pe terenul din Israel și nu o va înmormânta nimeni. Apoi a închis ușa și a fugit. Când a ieșit Iehu la slujitorii stăpânului său, aceștia l-au întrebat: toate bune? De ce a venit acest nebun la tine? El le-a răspuns: voi îl știți pe omul acesta și știți ce poate spune. Ei au zis: minciună! Istorisește-ne acum! Iehu a răspuns: el mi-a zis astfel, așa vorbește Domnul, te ung rege peste Israel. Ei s-au grăbit să-și ia mantiile și să le pună sub el, pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiță și au zis: Iehu este rege! Ioram și Ahazia uciși de Iehu. Astfel a conspirat Iehu, fiul Iehoșafat, fiul lui Nimși, împotriva lui Ioram. Ioram se afla în Ramotul Giladului, el și tot Israelul, ca să-l păzească pe Hazael, regele Aramului. Fiind rănit, regele Ioram s-a întors în Israel ca să se vindece de rănile pe care i le făcuseră arameii în timpul războiului cu Hazael, regele Aramului. Iehu a zis: dacă aceasta este și dorința voastră, atunci nu lăsați pe nimeni să scape din cetate, ca nu cumva să se ducă să istorisească aceasta în Israel. Apoi Iehu a încălecat și s-a dus în Israel, căci Ioram se odihnea acolo, iar Ahazia, regele lui Iuda, coborâse să-l vadă. Străjerul care stătea pe turnul din Israel a văzut ceata lui Iehu venind și a zis: văd o ceată! Ioram a zis: ia un călăreț și trimite-l ca să-i întâmpine și să-i întrebe, este pace? Călărețul s-a dus să-l întâmpine și a zis: așa vorbește regele, este pace? Iehu i-a răspuns: ce te privește pe tine dacă este pace? Treci înapoi a mea. Străjerul a anunțat zicând: mesagerul s-a dus până la ei, dar nu se mai întoarce. Atunci el a trimis un al doilea călăreț care a ajuns la ei și a zis: așa vorbește regele, este pace? Iehu a răspuns: ce te privește pe tine dacă este pace? Treci înapoi a mea. Străjerul a anunțat zicând: a ajuns până la ei, dar nu se mai întoarce. Modul de mânuire a carului este ca al lui Iehu, fiul lui Nimși, căci el mână ca un nebun. Atunci Ioram a zis: înhamă! După ce au înhămat caii la car, Ioram, regele lui Israel, și Ahazia, regele lui Iuda, au ieșit fiecare în carul lui și s-au dus ca să-l întâlnească pe Iehu. Ei l-au găsit pe terenul izraelitului Nabot. Când Ioram l-a văzut pe Iehu, a zis: este pace, Iehu? Acesta a răspuns: cum să fie pace atâta timp cât vor continua preacurviile mamei tale Izabela și vrăjitoriile ei cele multe? Atunci Ioram a întors frâiele și a fugit, zicându-i lui Ahazia: înșelătorie, Ahazia! Dar Iehu a luat arcul, a tras cu toată puterea și l-a lovit pe Ioram în piept. Săgeata i-a străpuns inima, iar el s-a prăbușit în car. Iehu i-a zis ofițerului său Bidkar: ia-l și aruncă-l pe terenul izraelitului Nabot, căci adu-ți aminte că atunci când călăream împreună în urma tatălui său Ahab, Domnul a pronunțat împotriva lui rostirea aceasta: am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui, zice Domnul, și sigur te voi face să plătești chiar pe acest teren, zice Domnul. Ia-l deci și aruncă-l pe teren, potrivit cuvântului Domnului. Când a văzut lucrul acesta, Ahazia, regele lui Iuda, a fugit spre Bet-Hagan. Iehu l-a urmărit și a zis: omorâți-l și pe el! Și l-au lovit în car la înălțimea Gur, care este lângă Ibleam,
dar el a fugit la Megiddo și a murit acolo. Slujitorii lui l-au dus într-un car la Ierusalim și l-au înmormântat în mormântul lui, alături de strămoșii săi în cetatea lui David. Ahazia ajunsese rege al lui Iuda în al 11-lea an al lui Ioram, fiul lui Ahab. Izabela ucisă de Jehu. Apoi Jehu a venit în Israel. Când a auzit Izabela, și-a vopsit ochii, și-a împodobit capul și s-a așezat la fereastră. În timp ce Jehu intra pe poartă, ea a zis: „Este pace, Zimri, ucigașul stăpânului său?” El și-a ridicat fața spre fereastră și a zis: „Cine este de partea mea? Cine?” Atunci, doi sau trei demnitari s-au uitat în jos spre el. El a zis: „Aruncați-o jos!” Ei au aruncat-o jos și sângele ei a țâșnit pe zid și pe cai. Jehu a călcat-o în picioare. Apoi Jehu a intrat în palat. După ce a mâncat și a băut, a zis: „Îngrijiți-vă de blestemata aceea și îngropați-o, căci a fost fată de rege.” Dar când au ajuns la ea ca să o îngroape, n-au mai găsit din ea decât craniul, picioarele și palmele mâinilor. Ei s-au întors și l-au înștiințat pe Jehu, care a zis: „Acesta este cuvântul Domnului, pe care el îl spusese prin slujitorul său Ilie Tishbitul: câinii vor devora carnea Izabelei pe terenul din Israel și cadavrul Izabelei va fi pe terenul lui Israel asemenea gunoiului de pe câmpie, astfel încât nu vor putea zice: aceasta este Izabela.” Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ținem pasul și să continuăm călătoria aceasta până vom citi întreaga Scriptură. Bunul Dumnezeu să te ajute să înțelegi cuvântul Său și planul pe care El îl are pentru viața ta. Îți mulțumesc pentru că susții proiectul Biblia Zilnică. Îți mulțumesc pentru că te rogi, pentru că distribui fiecare clip și pentru că donezi. Găsești linkul în descriere. Donațiile sunt folosite pentru achiziția de echipamente necesare înregistrării și editării acestor materiale. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! Să ai o zi minunată! Pe mâine!